Ne-am întors din scurta pauză de publicitate și, așa cum v-am promis mai devreme, alături de noi se află domnul Etienie Ignat, este consilier județean din partea USR Plus. Îi spun bună seara și bine ați venit la noi. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Ne bucurăm că ați reușit să vă faceți timp să ajungeți și la noi, pentru că, iată, chiar astăzi a fost o ședință de Consiliul Județean și sunt ceva proiecte care au fost votate, care au trecut, dar din păcate sunt și proiecte care nu au trecut, chiar unul inițiat de USR, dar discutăm așa mai întâi cu atmosfera din ședință chiar de la început. Au fost 32 de proiecte de pe ordinea de zi, plus două adrese la diverse privind anchetele DNA care sunt în curs acum. Într-adevăr, am avut și noi un proiect de hotărâre pe ordinea de zi în care am propus să monitorizăm flota GPS a Consiliului Județean, dar și a tuturor instituțiilor subordonate Consiliului Județean pentru a eficientiza cheltuielile. De exemplu, am făcut un mic calcul. Consiliul Județean cheltuie anual cam 3 milioane de lei doar pentru combustibil și reparații mașini și noi am propus, de fapt este dovedit pentru că Consiliul Județean Bihor a adoptat o astfel de hotărâre, au făcut economie de 30-40%, deci practic noi ne-am gândit cum putem în fiecare an să economisim aproximativ un milion de lei din bugetul județului Iași. Și colegul meu, consilier chiar Adrian Slabu, a propus acest proiect pentru grupul nostru USR și a adus astăzi și în plenul Consiliului Județean două hotărâri pe care le arătam. Una este de la Consiliul Județean Iași, care nu a fost aprobată astăzi pentru că așa a hotărât plenul, în special cei de la PNL și pe PMP, că nu vor să monitorizeze și nu vor să eficientizeze cheltuielile și asta este o hotărâre de la Consiliul Județean care a fost aprobată tot în acest sens și lucrurile se întâmplă. De altfel, fac și o mică paranteză aici, încă de la propunerea de buget din acest an am arătat că, ca o comparație între Consiliul Județean Bihor și cel din Iași, Consiliul Județean Bihor cheltuie anual 11 milioane de lei pentru bani de salarii ca să funcționeze aparatul Consiliului Județean. La Iași, Consiliul Județean cheltuie 39 de milioane de lei. Asta înseamnă cu 28 de milioane de lei în plus în fiecare an se cheltuie la Consiliul Județean în plus doar pentru că nu vor să eficientizeze aparatul administrativ care este unul supradimensionat față de Consiliul Județean care în organigramă au exact aceleași posturi. Ba mai mult, am făcut tot o comparație la Consiliul Județean, ca să vă dați seama, la Consiliul Județean Bihor, același număr de fapt, jumătate din personalul care l-am avea noi la Iași, au reușit să acceseze fonduri de 5 ori mai mult, fonduri europene de 5 ori mai mult anul trecut față de cât am reușit noi. Cu mai puțin angajați, performanță mai mare. La noi cheltuim de 3 ori și ceva mai mult și performanță tinde spre zero. Iar legat de ce m-ați întrebat, că am intrat puțin mai mult, atmosfera de astăzi a fost una foarte tensionată, în genere pentru că... Da, eu nu știu, există vreo ședință de Consiliu sau a existat până acum vreo una așa liniștită? Există, de exemplu, și aici avem 32 de proiecte de hotărâri, în genere sunt lucruri administrative, nu sunt lucruri concret, care din proiectele să... acestea, care sunt în beneficiu cetățenilor din județul Iași? Bine, toate sunt, ele fiind administrative, dar da, putem să ne legăm, a fost acum să stabilești caietul de sarcini pentru viitoare, pentru a scoate la licitație viitoarele trasee de transport județean. Aici sunt foarte multe probleme, deocamdată aceste trasee sunt în dezbatere publică și vom avea și noi un punct de vedere pentru că ajungem, de fapt, propunerea care este acum, una care e chiar bizară, vor să facă să plece oamenii din Iași sau să sosească oamenii din Iași, din județ înspre Iași, pe un peron, pe un trotuar din fața unei benzinării. Cam asta este propunerea lor. Adică să fie un punct cumva de întâlnire sau un fel de peron. Da. Deci, oamenii, o stație cei care, din Iași, o stație centrală stația pentru fiind, ei. Da, în ideea în care noi nu avem o autogară unde să aducem oamenii în condiții civilizate. Adică nu poți în anul 2022 să propui ca oamenii să plece și să vină în Iași în fața unei benzinării unde nu este nimic amenajat. Din ce zonă ar fi această benzinărie?
E din Păcurari, dar sunt mai multe zone pe care încercăm și noi acum să vedem și să vrem să propunem o soluție mult mai clară, pentru că asta este propunerea actualului executiv, nu a noastră. Și vreți să veniți cu o soluție mult mai pertinentă pentru rezolvare. Pentru că nu, în anul 2022 mi se pare imposibil ca cineva să plece în județ sau să vină din județ în Iași și să-l lase cineva în fața unei benzinerii. Bine, cred că oamenii sunt obișnuiți să meargă pe Păcurari, că știm că e autogara aia micuță și cea care e cunoscută și de la gară. Da, ele sunt mai multe. La gară sunt chiar două. Adică se nu vor pleca și de acolo. Sunt 10 trasee în 10 direcții propunerea. Acum, la câteva dintre ele, chiar asta v-am zis că pleacă din fața unei benzinării. Dar noi încercăm să propunem, pentru că și noi la buget chiar anul ăsta am propus să facem două autogări. Tot două proiecte USR, nu? Da, care au fost respinse. N-au venit cu nicio motivație, nu sunt bani, pentru că noi am arătat chiar la buget și v-am zis și mai înainte dumneavoastră cum putem să economisi 28 de milioane, 28 de milioane de lei în fiecare an. Cu 28 de milioane, care sunt 5 milioane și ceva de euro aproximativ, sigur am putut face o autogară. Da, cu siguranță ați făcut câteva simulări. Cam care ar fi costurile reale de amenajare unei astfel de autogări? Noi am avut mai multe propuneri, inclusiv acum unde este CTP, stația CTP de la depoul de la gară. Acolo să încercăm să facem o autogară și deasupra parc, adică o autogară subterană, acolo e un preț mult mai mare, dar am propus să mai facem și autogări mai multe la capetele orașului, care să conecteze cu toate mijloacele, zonele, de transport în comun existente acum. Adică să încercăm să găsim, să nu mai aducem poate tot traficul în oraș chiar și cu aceste mijloace de transport, le găsim, dar să facem aceste stații și zonele astea de cum interconectivitate. Exemplu, Vaslui să fie pe Tehnopolis, prin zona exact, aia, da, nu? Da, chiar acolo am propus și o stație, exact unde s-a făcut și centrul ăsta internodal, care nu e nimic, e bine, doar o stație de autobuz. Plus dacă discuțiile acolo, dacă cu mutarea vămii acolo ar fi iarăși o treabă, în ideea în care s-ar mai fluidiza un pic traficul din oraș. Dar toate sunt... Și asta a fost o propunere tot de a colegilor de la Consiliul Local, să mutăm de acolo, eu o susțin. Trebuie să amenajăm puțin aceste stații și să gândim un plan de transport așa cum trebuie, pentru că noi acum vom licita aceste trasee pentru următorii 7-8 ani, până în 2028 și atunci pentru următorii 5. 2023-2028, de fapt, până la sfârșit, și atunci pentru următorii 5 ani ar trebui să ne gândim pe acum care sunt direcțiile noastre de dezvoltare. În schimb, vedeți, cum v-am explicat mai înainte. Dar aceste trasee sunt noi sau sunt actuale, cumva ele regândite? Sunt actuale, da, sunt regândite. Adică oamenii au cu ce să vină momentan în ea și doar că trebuie un pic... Odată la 5 ani se regândește acest plan, numai că propunerea nu este... nimic concret și concret avantajos, este, dar nu este ci la ceea ce ne-am așteptat noi la nivel de 2022. Da, asta cu autogările cred că ar trebui gândită mult mai serios și mult mai, până la urmă e destul de dificil să pui în fața unei benzinării. Da, asta este o propunere, noi o să, și mai sunt probleme multe în județ de cum se conectează unele trasee. Încercăm acum să venim cu un propriu nostru plan și lucrăm la el, pentru că el este încă în dezbatere, acest proiect, și încercăm să venim cu soluții și că atunci când va intra în plen să arătăm și noi soluțiile noastre, pentru că noi încercăm să facem o opoziție cât se poate de constructivă. De aici venim și cu proiecte, chiar și astăzi am arătat exact în cazul în care există speța asta la DNA, adică în care Costel Alexe împreună cu Vlad Baba este acuzat de DNA că a trucat aceste concursuri, noi am propus încă de acum 6 sau 7 luni un proiect de hotărâre în care Consiliul Județean să facă un parteneriat cu Autoritatea Națională a Funcționarilor Publice, ANFP-ul, în care toate concursurile care se desfășoară în cadrul Consiliului Județean, dar și în instituțiile subordonate, să fie pe baza unor subiecte extrase. Adică e foarte simplu, se accesează platforma aceasta de la ANFP, se introduce poziția pe care vrea să candideze și mult se mai extrag, transparent concursul, se extrag, nu? Da, se extrag atunci automat subiecte. Și cel care vine sau cei care vin și candidează
au toți aceleași subiecte, dar extrase atunci acolo aleatorul din, probabil au o bază de date cu foarte multe întrebări. E așa funcționează. Și am propus asta, dar nici până acum nu au dorit să-l aducă pe ordinea de zi, pentru că noi depunem proiecte, dar proiectele sunt unele dintre ele, da, și singura explicație la acest proiect de ce nu e pe ordinea de zi a fost că încă e pe traseu. Dacă vă gândiți că un proiect când îl depunem la registratură nu ajunge în 6 luni până la biroul președintelui Consiliului Județean, adică la un practic, etaj mai, la sus, un etaj sau, mai da. Sus, exact, un etaj mai sus, că e pe același palier, cum să se dezvolte Iași? Bun, da, iată, ăsta e un dosar. Dar știm că mai sunt și alte probleme ale președintelui actual. E afectat Iașul din această privință? Da, vă spun sincer, a făcut Iașul de rușine. Mai este un dosar în care a fost, este implicat și directorul de la Apele Române, în care pentru un prejudiciu de 2500 de lei în care Costel Alexe este presupus că i-a chemat, de fapt l-a sunat Petru Avram și Petru Avram a trimis buldo-excavatoarele de la instituția Apele Române, care ar trebui să facă alte lucrări în altă parte ca să ducă să-i sape ceva lui la propria casă. Și este dovedit, bine, am primit și noi astea din ce am citit în presă, mi se pare că a făcut Iașul de rușine pentru 2500 de lei, cel puțin în cazul respectiv. Plus angajări. Plus, știu, problemele plus, de când era ministru mediului. Da, exact, tot acolo unde a dus excavatoarele, unde a primit și mita de 20, este presupus că a primit mită de 22 tone de tablă. Da, așteptăm să vedem deciziile, să vedem niște rezultate. Da. Ideea este că, așa cum am spus, cu siguranță Iașul este afectat din acest punct de vedere. Poate, dacă ar fi să facem o comparație la capitolul investiții și atragere de fonduri, cred că e o diferență vizibilă. Una foarte mare. Deci, au trecut 2 ani de zile și chiar vă spuneam mai devreme, în județul Iași are 1000 de kilometri de drumuri județene, aproximativ 1000 de kilometri, din care 500 de kilometri sunt asfaltați și 500 de kilometri sunt în stare de pământ sau sunt petruite. Drumuri de țară. Da, drumuri de țară, dar sunt drumuri județene, care aparțin de Consiliul Județean. Și atunci, promisiunea pe care a făcut-o domnul Costel Alexe chiar la începutul mandatului a fost exact asta. Până la sfârșitul mandatului, în județul Iași nu vor mai exista drumuri de pământ și sau petruite. Păi până în momentul de față încă nu a reușit să facă 20 km, să-i termine și să-i recepționeze 20 de km de drum, condițiile în care au trecut aproape 2 ani de zile din mandatul său. Păi mai sunt 480 de km restanță, îi va termina în următorii 2 ani, asta în cazul în care deja alte probleme. Dar unde ar fi principalele probleme la aceste drumuri? Care ar fi principalele localități care chiar au nevoie? Ele sunt distribuite pe tot județul. Nu sunt unele localități care s-au mai mult sau alții. Că mă gândesc că mai stați de vorbă cu oamenii și o să vă spun ce probleme au. Din... Sunt multe drumuri județene care ar scurta o mare legătură sau ar ajuta mulți cetățeni să nu mai încojoare foarte mulți kilometri. Sunt peste tot cazuri de genul ăsta. Da, din 2 ani de ședințe și proiecte, aveți vreo unul aprobat? Avem. Sunt puține, nu? Dar Nu, sunt, pentru că noi efectiv am depus foarte multe proiecte, o parte au intrat, o parte au fost și aprobate, numai că am să vă dau un exemplu. Pentru că aici iarăși mi se pare inadmisibil, de exemplu anul trecut, în ianuarie, ne-a fost aprobat proiectul de bugetare participativă în care am propus ca și cetățenii județului Iași să hotărască ei cum se cheltuie o parte din bugetul județului Iași. Adică punem practic, noi am propus o sumă de 5 milioane de euro și atunci când vine cineva, de exemplu, de la Dăgâța sau de la Publican și vune, spune că pe un teren al Consiliului Județean am vrea să facem un parc sau am vrea să facem trotuare pe parcursul drumului județean, cel puțin pe partea intravilană sau multe alte idei de proiecte, să vină și să depună aceste idei de proiecte practic în cadrul procesului de bugetare participativă și noi să-i aprobăm.
În schimb, a fost aprobat acest proiect în ianuarie anul trecut, iar și singurul pas care trebuia să-l facă până acum era să realizeze o platformă, adică un site, unde un cetățen de județ să poată să-și înscrie. Să propune, da. Adică, practic, să avem o platformă în care să ne spună... Să comunicați cu ei, da, mai eficient. Da. Ei, nici măcar până acum, deși a trecut un an și jumătate, din ianuarie anul trecut, într-un an și jumătate, nu au scos măcar la licitație să facă acest site. Adică, practic, un an deci și jumătate... Deci proiectul a fost votat. A fost votat. Și în perioada asta ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat absolut nimic. Pentru că ei nu vor să facă nimic. Bun, și ați mai reluat discuția pe da, această temă dată, mai aducem, da, mai aducem. Și care e explicat? Ei spun că au și ei un plan, da, un plan de achiziții, dar vedeți că achiziții fenomenale în Iași sau la nivel de județ Iași nu sunt. Și nici noi nu ne dăm seama câteodată de ce durează atât de mult să se realizeze, să se scoată la licitație o simplă achiziție. Pentru că vă spun că am mai lucrat și eu în trecut cu achiziții sau am avut... Colaborări, da. Dar mai mult de 5 minute nu ia cuiva ca să facă un caiet de saci în care pentru cineva să scoată un la licitație să vină să oferteze pentru realizarea unui site. Care nu este un site, încercăm, nu facem un IT level, da, high level, nu facem nici pod peste Dunăre și nici rachetă ca să ajungem pe Lună. De un simplu site, da, de comunicare site. Cu și cetățenii. Și într-un an jumătate ei nu au reușit să facă chestia asta. Bun, eu mă întreb ce se întâmplă dacă totuși nu o să fie luat în discuție tot mandatul, adică rămâne așa în aer, ce se întâmplă cu... Păi vedeți că principalele lor priorități acum nu sunt ce trebuie să facă pentru Ieșeni sau cum să reducă cheltuielile, exact cum am venit și noi la buget și cu acest proiect de hotărâre depus de colegul meu, v-am zis, Adrian Slavu, în care a arătat clar și s-a documentat cum am putea să economisim. Dar nu v-au dat o explicație pentru care a fost refuzat proiectul, nu? Nu, nici la comisie, nici astăzi. Și colegul meu, de fapt, există o singură, în proiectul de hotărâre, există la o singură adresă de la Consiliul Județean dat de Departamentul Juridic, deși e depus de acum 2 luni de zile, ne spun că ei au primit proiectul ăsta cu o zi înainte și în 24 de ore n-au avut timp să aprofundeze foarte mult dacă proiectul este valabil sau nu, dar v-am zis și v-am dat și de astea două exemple și cred că este cum la Consiliul Județean Bihor se poate face și la noi nu. Și de aici vă zic, de asta Consiliul Județean Bihor, care are 300 și ceva de mii de locuitori tot județul, are un buget dublu față de județul Iași, care are 1 milion și ceva de locuitori. Pentru că lucrurile se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple. Și sunt mult mai eficienți. Un departament, cum v-am zis, de fonduri europene la Consiliul Județean Bihor a reușit anul trecut să acceseze de 5 ori mai mult decât am reușit noi. De fapt, nu noi, ci executivul Consiliului Județean. Ce proiecte ați votat astăzi din cele 32? L-am votat pe toate. Pe toate, deci nu ați avut obiecții. Votat pe toate, da, pentru că susținem orice, lipsa unor planuri foarte concrete, susținem oricum orice proiect de dezvoltare pentru județul Iași, și, dar v-am zis că și majoritatea țin de mai mult de lucruri administrative în care se mai schimbă valoare sau alta în funcție de unele deci, lucruri. Per total, nu sunteți mulțumiți de activitatea actualului președinte? Nu. Practic, mai ales că ne face de rușine, în primul rând. Am putea număra pe degete, cred că, câte realizări sunt făcute în 2 ani de zile. Da, da. Și se mișcă foarte încet. Orice lucru, orice ține de Consiliul Județean, avem impresia că lucrurile mai mult stagnează. Și de aici înțelegem că banii sunt puțini. Dar ei nu sunt chiar așa de puțini, pentru că bugetul Consiliului Județean e peste 200 de milioane de euro. Adică nu putem spune 200 de milioane de euro sunt puțini. Doar că ei nu sunt distribuiți așa cum trebuie. Dacă am încerca să reducem cheltuielile cât mai mult, am avea cât mai mult de investiții. Că am dat exemplu și la când a fost bugetul, în 4 ani de zile cât are un mandat, da, cu economii, am calculat mai multe economii, în genere 30 de milioane de lei, sunt 120 de milioane de
lei în 4 ani. Cu acești 120 de milioane de lei, de exemplu, numai dacă am fi făcut economie, am fi putut reabilita clădirea filarmonică și tot ce ține de filarmonică, fără să mai cerem ajutor din oameni. Noroc că a intervenit Ministerul Culturii și ne-a dat niște bănuți pentru... A intervenit, da. Este foarte bine că a intervenit, dar de mult, cel puțin cu adică reabilitarea filarmonicii, o auzim de 20 de ani. Trebuie nu să ne organizăm în curtea noastră cu da, eficientizăm noastre, cheltuielile și avem mai mulți bani de investiții. Pentru că exact cum am spus acum la investiții, să știți că anul, cel puțin anul acesta a fost cea mai dezastruoasă propunere de buget. Din ce cauză? Dacă vă uitați la aproape toate consiliile județene din țară, au avut un raport pentru bugetul de dezvoltare, care înseamnă investiții față de cheltuieli, a fost supraunitar, adică bugetul de dezvoltare era, de exemplu, la Cluj, la Bihor, la Oradea, aveam undeva 70% din banii pe care îi produce Consiliul Județean sau care îi colectează prin taxe și impozite, se duceau către investiții. La noi era invers. Noi avem 30% investiții, 70% cheltuieli. Exact invers față de ce este în altă adică parte, iar exemple... în Moldova eram singurii care aveam acest raport subunitar, adică până și Vaslui are 60% investiții, Bacău are 60%, Suceava are 60% investiții, mai noi avem 30 ceva la 100 investiții. Avem exemple de bune practici și ne este greu să le punem în practică. Da, pentru că ei sunt preocupați cu răspunsuri la probleme pe care și le fac singuri și anchete pe care DNA, numai săptămâna trecută au fost DNA l-a trimis pe Costel Alexe de două ori în judecat în două dosare diferite. Da, nu știu ce rămâne de spus. Ideea este că trebuie să ne concentrăm mai mult pe ce contează. Și pe activitatea pentru cetățeni, că până la urmă în slujba lor suntem. Da, și astăzi și cu asta închei, dar astăzi am văzut ceva și nu-mi venea să cred cum PNL și PMP au făcut scut în jurul cu președintelui Consiliului Județean ca pe banii care sunt demonstrați, bine, pe banii care sunt ceruți de către DNA în aceste dosare și ar trebui noi să-i recuperăm, noi ar trebui să ne facem în parte civilă în acest dosar. Adică să încercăm să recuperăm banii. Iar singurii din Consiliul Județean care nu au vrut, au fost consilierii PNL și PMP. Adică găsesc prejudicii, sunt lucruri care se întâmplă, iar când e vorba de vedem cum recuperăm aceste prejudicii create tot de ei, vedem cum fac scut în jurul unei persoane care, așa cum ați zis, vă spun și sincer, ne face de rușine. Foarte pe scurt, discuțiile cu oamenii, știu că acordați și audiențe. În fiecare joi la ora 5, cine mă sună, discutăm foarte mult la telefon. Am o altă speță acum cu cineva, ea a avut un pământ intabulat, mai mulți vecini din Bârnova. A venit Consiliul Județean și a făcut o intabulare peste intabulare, ceea ce este ilegal, nu poți să faci o intabulare peste o altă intabulare. Și a creat o mulțime de probleme în jurul acestei, exact, da, numai da. Pentru că am intabulat. Și a fost și un proiect cu fonduri europene, tocmai asta nu înțeleg, de ce nu sunt atenți, de ce creează aceste probleme. Ținem și noi aproape să vedem cum se rezolvă situația. Da. Mulțumim tare mult pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Spor în tot ce faceți, să dea Dumnezeu să vi se aprobe proiectele. Da, mulțumim. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului nostru. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Florina Stângaciu și vă doresc vizionare plăcută în continuare. Pe curând! Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.